M-am întors. Așa. Când aud, ce aud? Tot aud, nu? Auzim cu toții de toate. Suntem de acord sau nu cu asta, da? Și atunci se întâmplă ceva, nu ești pur și simplu de acord sau nu, ceva în tine face click, 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 în celulele tale face click. Și tu când ai o clipă ai avut, ți-a apărut ceva în gând, o imagine, în fața ta o imagine și ai avut o clipă de, ia uite și pe asta, da? Clic! Și te-ai dus pe... Nici nu știm cât e de fragil totuși. Am zis că trebuie să mergem în vârful degetelor și în gând, să gândim în vârful degetelor. E foarte important, e atât de important. Sau ai zis, wow, ce ești tu? Și ești om și îți place. Nu, poate îți place, nu iarba, te-ai obișnuit, trăiești la țară sau undeva în pădure, ești vânător sau selvicultor sau cum e, da. Și îți place natura și când vii la oraș poate te minunezi de altceva. Culme, da? Pe contraste. Toată lumea pe contraste. Trecem pe contraste, ok. Te minunezi de până unde a progresat totul în jur, omenirea și te întorci la tine în, și da? Wow! Acolo ești obișnuit cu wow, acolo e tot timpul wow. Da, când vezi, sau invers. Acolo am fost nu știu ce și om vine în într-un environment corect și plăcut, nu în gălăgia orașelor și așa. Și progresul ăla minunat și extraordinar, e wow, tot timpul acolo, e normal. Și când vede o frunză cum răsare din pământ, wow, e... Ăla e echilibru. Și nu putem, nu avem cum să... Ăla e corect și ălălalt nu zice corect. Ăla nu simte. Și aia ziceam că mi-a venit un gând, că mă ascultam, nu mai știu pe cine acum. Să nu supăr pe cineva sau să supăr pe toată lumea. Nici nu mai știi cum e corect. Nu, acum vine altfel, cum e incorrect. Incorrect e corect. Așa. Și auzi, nu știu cine cânta... Dar mândru și frumos și, da. Și dai seama ce e pentru el important și în ce direcție îl duce capul, da? Îl duce capul cu, în religia lui, cu crucea, cu aia, cu aia, cu aia. Și dacă cândva Sfântul nu știu care a făcut aia și a fost împotriva la altceva, e, acum ia, e timpul să vie, să, te, să se răscoală în tine altceva, împotriva la religia care, de fapt, ea se leagă de tine și se agață. Tu deja ești liber, tu te-ai aruncat dintr-o parte în alta, te-ai... Ai murit, ai înviat, pasărea Phoenix, toate denumirile posibile, da? Și nu te mai agăți tu, că zici, nu te mai agăța, nu te mai agăța. Și zice, Dumnezeu, că nu mă agați, eu chiar nu mă agați, eu n-am nimic acolo. Secole în urmă, de la părinți, de la alte vieți, bine, dar acum, da? Nu. Ei, cine se agață atunci? Religiile se agață de noi, da? E ca și cum e omul și, da, wow, ce interesant, acum a venit. Și se țin așa agățate... ceea ce crezi tu că aia e. Se ține agățat de tine, de fapt. Și tu dă-te. Nici cum. Și găsește, ești, poți să găsești și să ștergi tot tu, tu hotărăști și tu hotărăști. Dacă îți place ceea ce vrei și tot tu hotărăști o religie sau alta, da? Și zici, da, da, aia nu, aia n-am proiectat eu. Am proiectat religia mea, crucea mea, aia, așa, creștinismul, eu l-am proiectat. Da, aia n-am proiectat eu, popi grași care nu să fie cu iertare, ce zic acum, sau slabi, care, de fapt, primesc
bani, mâncare de la oameni sau sunt invitați la mese întinse și făclie aprinde. Eu n-am proiectat asta, eu am proiectat bisericuța aia mică de lemn și nu știu ce. Ei, gata, ești acolo și vezi de treabă se numește. Și atunci, cumva, fiecare simte. Eu nu mai simt. Eu nu mai simt că am nevoie sau e agățat cineva de mine. Și merg în direcția asta. Ce o fi, cum o fi, nu știu. Te dezici de tot, te lepezi de tot. Și îmbrățișezi tot. E zero și e totul. E nimic și e totul, da. E foarte, foarte puternic. Și asta ziceam când auzi. Eu nu cu popii, eu nu cu ăștia. Eu am, că și eu așa ziceam, eu am, biserica mea e în mine, eu am așa, cred, crezul meu în mine, nu trebuie să mă gândesc neapărat în biserici. Gata! Ai zis asta, ai zis cuvântul, ai zis. Gata, ai proiectat. Ai proiectat și ai proiectat, eu sunt aia, dar aia nu. Ei, aia s-a proiectat în afară. Și auzi, așa, auzi un cântec, nu știu cui, îți place, asculți, nu mai știu, nu Tudor Chirilă, acum îi și numesc Smiley, nu știu cine, foarte frumos, cântă, vocea extraordinară, mă lepăd și de voi, acum, vezi cum mă lepăd de tot, de tot, de tot. Și zice, cântă și cântă, ne-a umplut pământul, păgânii ne-a umplut. Acum eu sunt curioasă. Eu așa văd distorsionat cuvintele sau le aud sau chiar le zice omul ăla. Aia sunt foarte curioasă să vedem ce răspuns o să primesc. Acum eu pun întrebări și văd ce răspuns îmi vine. Bun, așa, online, eu cu mine. Păgânii ne-au umplut pământul, păgânii. Dar tu ce ai fost? Tu n-ai fost păgân. Tu n-ai fost de când lumea. Că pe urmă ce s-a întâmplat? Tu de unde știi ce ai fost, nu? Când se trezește. Trezește-te mai mult, înseamnă că ai ajuns numai la nivelul ăla de când a apărut religia cu tare, la care ții tu sau se agață de tine. Du-te mai adânc în tine, acolo înăuntru. Găsește-ți, trezește-ți tot neamul în tine, toți zeii tăi. Și vezi ce erau ei, cine erau. Deci, acolo. Și ce era acum cu. Mi-a sărit gândul, ziceam de. Poate mai vine și mai apar așa câteva secunde. Da. Aia e foarte tare. Acum ce se întâmplă? Că se agață totul de noi. Și noi, de fapt, trebuie să așa de să scăpăm de. Nu, noi suntem agățați de nu știu ce și nu știu unde, da. Se întorc lucrurile, se răstoarnă, se nu e deloc ce e. Și tot timpul când cu ani în urmă ziceam ceva, mă gândeam ceva și vedeam peste tot. E invers. E invers totul. Zic, domnule, ieri am gândit-o așa, azi am gândit-o așa, că în mine mă lămuream. Nu mai gândi, nu mă gândeam eu. E invers. Deci totul e invers. Totul până se curăță, se șterge, se delituie de toate și tot și nimic. Și rămâne poate mai murdar decât am fost, nu mai curat, știi, tot cuvântul. Mai rămâne mai curați, rămâne mai adevărați, rămânem, poate trebuie să rămânem mai noroiul ăla, sănătos, poate trebuie să rămânem, nu știu, și doar atunci se schimbă lucrurile și când ești adevărat tu cu tine.